Cu o tradiție îndelungată, datând din 1958, Festivalul Internațional George Enescu celebrează memoria, creația și personalitatea remarcabilului compozitor, dirijor, violonist, pianist. Prin anvergura impresionantă dobândită în decursul deceniilor, festivalul s-a impus până în prezent drept unul dintre cele mai notabile evenimente internaționale de muzică clasică, căpătând o bine meritată reputație a excelenței și reprezentând România în peisajul muzical mondial. Prin urmare, este cu atât mai semnificativ faptul că, la ediția din 2023 a festivalului, în premieră, cu sprijinul Primăriei Municipiului Botoșani și al Consiliului Județean Botoșani, Filarmonica George Enescu Botoșani și Muzeul Județean Botoșani contribuie la omagierea lui Enescu printr-un concert extraordinar desfășurat chiar în spațiul locuinței sale natale, în prezent Casa Memorială George Enescu Liveni, recent restaurată prin intermediul proiectului cu finanțare europeană Music and History Values That Bring Us Together. Și iată că am transformat incertitudinea în concret și imposibilul în posibil. Un moment emoționant pentru Filarmonica Botoșani, pentru orașul Botoșani și toate acestea nu s-ar fi putut dacă nu exista susținerea autorităților locale. Primăria Municipiului Botoșani, Consiliul Județean, Consiliul Local al Municipiului Botoșani și botoșăneni, evident, pentru că noi suntem atât de onorați și o bucurie infinită. Un eveniment de excepție, onorat cu prezența mai multor invitați. Parlamentari social-democrați, președintele Consiliului Județean Botoșani, Doina Federovici, suprefecții, consilierii județeni, primari din județ. Festivalul Internațional George Enescu, iată de această dată în curtea Casei de la Liveni. Este o onoare pentru județul Botoșani că am reușit anul acesta, după atât de mult timp, să avem un concert pus pe harta europeană a acestui mare festival. Aici, la Liveni, este locul în care s-a născut marele nostru George Enescu. Este brandul județului Botoșani pe care noi îl cinstim astăzi așa cum se cuvine. Programul artistic al concertului a inclus concertul numărul 1 pentru vioară și orchestră a lui Max Bruch, solist Ștefana Produ, precum și Rapsodia I și Rapsodia a II ale lui George Enescu, dirijor Alexandru Ilie. Un concert extraordinar, un concert spiritual, un concert cu o dimensiune foarte adâncă, pentru că în program avem rapsodiile marelui nostru compozitor și un solist extrem de talentat, foarte tânăr, dar cu multă experiență, câștigător al concursului George Enescu de anul trecut. De fapt, nu câștigător, ci locul secund, dar este extrem de bun și este român de al nostru. Și mă bucur tare mult că am putut să organizăm împreună și cu autoritățile locale acest frumos eveniment aici, în curtea în care s-a născut și a copilărit marele George Enescu.